Pentru cei care doresc o carieră în domeniul penitenciar, Administrația Națională a Penitenciarelor propune și în acest an diverse oferte de studii prin intermediul instituțiilor de învățământ reprezentative. În acest sens, Penitenciarul Giurgiu recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, sesiunea 2016, pentru locurile repartizate sistemului administrației penitenciare. Penitenciarul Giurgiu are scoase la concurs, ca să spunem așa, în vederea admiterii, posturi atât în sistemul penitenciar, și mă refer la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ogna, o școală cu durata de un an, cât și la Academia de Poliție. Școlarizarea este de 3 ani pentru posturi de ofițer în cadrul sistemului penitenciar, dar prin colaborarea pe care sistemul penitenciar o are atât cu Ministerul Afacerilor Interne, cât și cu Ministerul Apărării Naționale, putem școlariza și pentru instituțiile pe care aceste ministere le coordonează. Și mă refer aici la Institutul de Medicină Militară, mă refer la Școala Militară de Maestri și Subofițeri de la Pitești, mă refer la Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, mă refer la Academia Tehnică Militară de la București. Toate informațiile sunt publicate pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Fiecare instituție de învățământ alocă locuri pentru sistemul penitenciar. În acest an, Academia de Poliție a alocat 40 de locuri pentru sistemul penitenciar, iar în școala de la Târgu Ogna sunt disponibile 230 de locuri pentru bărbați și 30 pentru femei. Locuri vacante sunt scoase la concurs și în cadrul celorlalte unități de învățământ de profil. Cei interesați se pot adresa compartimentului resurse umane din cadrul penitenciarului Giurgiu.